Uite ce am găsit. Ce ai, bă? Bă, te-ai spus două imediat afară, bă. Mamă, e bolnav. Două băi jos, bă, cu atât mai mult, dar nici mi-te copii casa. Mamă, tata, mă, ce s-o duc? Să treapă jos, putea să o calce vreo mașină. Ce o vindești tu, bă? Da, o vindec eu. Două băi jos imediat, bă. Nu, duc, o țin pe balcon. Bă, tu nu vezi cum arată asta, bă, asta moare, bă. Dacă moare, moare, eu nu o duc jos, o să mănânce vreo pisică. Păi și dacă o mănâncă ceva, nu trebuie să trăiască. Nu, nu trebuie să trăiască. Mă, dar țipați așa, sau cine țipă, bă, uite, am găsit un bolnav. Nu mai țipam așa și tu. Dar cine țipă, femeie? Zici și tu să ducă jos. Zici să asculte. Ce facem acum? Crește-mi animale în casă. Las că vorbesc. Vrevi sau ce? Vorbești tu cu el, futu-i să-i fut. Vorbesc eu. Vorbești, tot timpul zici așa. Mai vrei ciorbă? Mai vrei ciorbă? Nu mai vreau nimic. Vreau să îi spui să asculte. Că altfel plin de ură pe mine, numai eu îi zic.